Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Virginia, vă felicităm cu venirea unei noi primaveri. Vă felicităm cu ziua de 8 martie, ziua femeilor. Să fiți mereu ca florile primăvara, atât de gingașă și frumoasă. Să fiți cea care dați culoare, colorați ziua cu multe emoții și cu multe impresii elevilor a căror dumneavoastră sunteți dirigintă. Aceste flori, cu mult drag și din toată inima, cu tot respectul și cu multe cuvinte de mulțumire și recunoștință pentru dumneavoastră, pentru toată munca depusă cu dăruire de sine, este din partea elevilor clasei a 6-a. Mulțumesc! Un mulțumesc aparte vă spun și părinții care vă respectă foarte mult și sunt foarte mulțumiți de felul cum dumneavoastră aveți grijă de a lor copilași, de felul cum îi îndrumați și cum le ocrotiți. Ascultați doamna Virginia și mesajul care l-am primit la adresa noastră pentru dumneavoastră. Primiți cele mai sincere și calde felicitări cu ocazia sosirii primăverii și Zilei Internaționale a Femeii, 8 martie. Draga noastră dirigintă, vă mulțumim pentru căldura și blândețea dumneavoastră, pentru răbdare și dăruirea celui mai de preț cadou, valabil toată viața, cunoștințele și înțelepciunea dăruită copiilor. Astăzi e un prilej minunat să vă mulțumim, doamnă profesoară, pentru munca dumneavoastră întru binele nostru. Chiar dacă uneori vă întristăm, iertați-ne, căci nu intenționat. Noi vă iubim și fie ca această nouă primăvară să vă bucure cu noi succese ale noastre, cu noi vise împlinite. Orice zi din viața dumneavoastră să fie un motiv de fericire. Frumoasă și tandră ca florile primăverii, cu sufletul blând și inima bună, să fiți întotdeauna scumpa și draga noastră dirigintă. Acest mesaj noi l-am primit din partea elevilor clasei a 6-a, a cărui dumneavoastră sunteți dirigintă. Doamnă Virginia, ne spuneți dacă v-ați așteptat la așa o surpriză din partea elevilor. Nu m-am așteptat. Este o foarte plăcut, foarte emoționant, dar eu vă iubesc foarte mult, cu toate că mai sunt momente când ne certăm. Țin foarte mult la voi, la fiecare dintre voi, în deosebi. Vă doresc de asemenea o primăvară frumoasă, să fiți mereu ca ghioceii, tandri, curați, curați adică la suflet, buni, să fiți sinceri, să fiți, adică emoțiile să fie permanent pe față, adică să fie curate. Și la părinți o mare mulțumesc, stimați părinți, vă mulțumesc mult. Doamna Virginia, unii dintre elevi ne-au spus că dumneavoastră sunteți însemnați primăvara pentru ei, pentru că sunteți cea care generați lumină, generați în toată ziua această lumină de care ei au nevoie pentru a-și construi drumul în viitor. Sunteți cea care le modelați destinul și cea care le dăruiți cunoștințe necondiționat în toată ziua. Cu acest prilej, unii dintre ei vă spun ceva cuvinte mai elese de la inima lor pentru inima dumneavoastră. Doamne Virginie, ne sunteți dirigintă din clasa 5-a. Materialul predat de dumneavoastră se întipărește deodată. Cu toate că deodată suntem mai răi, noi vă iubim enorm de mult și pot afirma cu exactitate din partea întreagă clasă că noi vă iubim. Mult stimată doamnă Virginia, vă doresc să vă felicit cu prilejul sărbătorii de 8 martie, vă doresc să fiți mereu așa de frumoasă, așa de fericită, mereu așa de inteligentă, să fiți la fel de frumoasă ca trandafirul, la fel de gingășă ca ghiocelul și din primele clipe care ne-am văzut am înțeles că sunteți o persoană extraordinară, sunteți mereu bună la suflet, veselă. Mereu ne înțelegeți și îmi cer iertare, cred că din partea tuturor, pentru că uneori suntem noi obraznici, dar să știți că mereu vom iubi pe voi dumneavoastră. Mult stimată doamna Virginia, chiar dacă ne cunoaștem cu toată clasa doar de 2 ani,
dumneavoastră ați reușit să ne cunoașteți și noi deodată am înțeles că dumneavoastră sunteți o doamnă foarte specială. Dumneavoastră pentru mine și cred că pentru toată clasa înseamnă-ți primăvară. Pentru dumneavoastră sunteți foarte luminată ca și zilele primăverii. Aș dori ca dumneavoastră să vă țineți nervii cu noi, pentru că noi câteodată vă supărăm. Dar noi facem asta doar din obraznicie, dar oricum în inimă mereu dumneavoastră sunteți a doua mamă pentru noi, pentru că dumneavoastră sunteți singura care ne înțelege. Doamna Virginia, vă mulțumim că sunteți profesora noastră și vă felicit cu ziua de 8 martie, ziua plină de feminitate, zâmbete și căldură sufletească. Micuț, domniță, vă felicit cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor. Sunteți micuțele femei care ați crească, doamne, înțelepte, eu sunt sigură, deștepte. Bune mămici, surori, și cred că o să dați și voi exemplu pentru copilași, pentru cei din jur care o să vă înconjoare permanent. La mămicile de aici, multă, multă răbdare și o recunoștință enormă. Îmi șoptește inima, 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 simte că e aproape primăvara. Și nu știe nimeni, și nu știe nimeni, gândurile mele unde zboară. Se trezesc câmpile, cântă ciocârlile, nu oprește nimeni primăvara. Primăvara, primăvara, mi-amintește-a câta oară de lumina dragostei din tâi. Primăvara, primăvara, mi-amintește-a câta oară de lumina dragostei din tâi. Doană clipele, 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 multe flori de-atunci se scuturară. Ne-au crescut aripile, ne-au crescut aripile și ne-am rătăcit în lumea mare. Se trezeau câmpile, cântau ciocârlile și era ca astăzi primăvară. Primăvară, primăvară, mi-amintește-a câta oară de lumina dragostei din tâi. Primăvară, primăvară, mi-amintește-a câta oară de lumina dragostei din tâi.